am undeva în poliția rutieră, sunt. Cu ocazia zilei de 1 martie, poliția rutieră, ca în fiecare an, vă oferă un mic simbol al primăverii. Vă mulțumim. E prima oară. Și fără evenimente vă dorim. Mulțumesc tare mult. Fără una, o zi bună. Da. Ca în fiecare an, conform tradiției, poliția rutieră organizează activități specifice zilei de 1 și 8 martie, ocazie cu care oferă flori și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor participante la traficul rutier. Le urăm drum bun, fără evenimente și o primăvară frumoasă dumnealor și celor dragi. Sunt urmă de la biroul rutier Reghin. Pare bine, de conștiință. Mărțișor. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, vă dorim la o primăvară frumoasă, vă dorim și fără evenimente, să conduceți spre evenimente. Mă văd la televizor. Da, vă dorim o primăvară cât mai frumoasă și fără evenimente. La fel vă dorim. Bună ziua, Agen Mureșan, biroul rutier Reghin, oferă acest mărțișor din 1 martie. O primăvară frumoasă vă dorim și să conduceți prudent pentru evitarea oricăror evenimente rutiere. O zi bună, mă doresc, să conduceți prudent. Vă oferă acest mărțișor de 1 martie. Vă dorim o primăvară cât mai frumoasă și fără evenimente rutiere vă dorim să conduceți prudent. O zi bună vă doresc. Cu ocazia zilei de 1 martie vă urăm drum bun, o primăvară frumoasă fără evenimente rutiere. Aveți acolo și două, aveți două păpuși da, pentru ele. Mulțumim. O zi bună, la revedere. Gestul polițiștilor reghineni de a transmite gândul lor bun cu ocazia sosirii primăverii a continuat la orele prânzului pe strada Mihai Viteazu din municipiul Reghin. Aici, lucrători ai Biroului de Ordine Publică au oprit în trafic mașinile conduse de doamne, cărora le-au transmis o primăvară frumoasă și le-au oferit în dar un mărțișor. La poliția Reghin, astăzi 1 martie, vrem să vă oferim din partea poliției un mărțișor, o primăvară minunată și surpriză, să condiți. Da, mulțumesc, mulțumesc. Și o recomandare să conduceți respectând normele de circulație. Bine, mulțumesc. Bună ziua. Lăsați actele. În partea poliției un mărțișor, o primăvară frumoasă și multă sănătate. Aveți grijă în trafic.